O tânără s-a prezentat la camera de gardă a Spitalului Sfântul Pantelimon din capitală și a cerut să-i fie scos vaccinul împotriva COVID-19 din corp. Aceasta fusese convinsă de familie să-și facă vaccinul, dar ulterior s-a răzgândit. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Pantelimon a declarat că persoana în cauză a motivat cerința de a-i se scoate vaccinul prin faptul că odată cu introducerea serului în corp, i s-ar fi implantat un chip. Noi am fost cei care au tras lozul câștigător în această situație. Este vorba despre o persoană tânără, de la care ar trebui să avem anumite pretenții legate de o cultură, de un grad de civilizație și educație. A venit la camera de gardă, afirmând că a fost convinsă de familie să se vaccineze, dar nu mai dorește vaccinul și că vrea să-i fie scos din corp. Dacă a ajuns la concluzia că acest vaccin este de fapt un chip și că este un lucru fizic ce poate fi scos pur și simplu, degeaba ne-am străduit să explicăm. Aparent a înțeles situația, dar cred că nu a plecat foarte convinsă, a povestit purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Pantelimon.